Prin întunericul rece, prin vasta dezolare, prin tânguirea valului, prin tânguirea vântului, prin marile ape cu păsări acvatice și marsuini, în sfârșitul stă începutul meu. Am văzut un om urmărind orizontul. Cerc după cerc, unul după altul goneau. Cerc după cerc, unul după altul goneau. Simțindu-mă tulburat. Simțindu-mă tulburat. Am oprit omul. Am oprit omul. E o copilărie, i-am spus. E o copilărie, i-am spus. Nu vei putea niciodată. Nu vei putea niciodată. Minți, strigă el. Minți, strigă el. Și alergă mai departe. Și alergă mai departe. Faceți mormane înalte de trupuri la Austerlitz și la Waterloo. Îngropați-le și apoi lăsați-mă pe mine să lucrez. Sunt iarba, acopăr totul. Sunt iarba, acopăr totul. Și faceți un morman înalt la Gettysburg. Faceți mormane înalte și la Ypres și la Verdun. Îngropați-le și apoi lăsați-mă să lucrez. 2 ani, 10 ani și pasagerii vor întreba ghidul. Ce loc e acesta? Ce loc e acesta? Unde ne aflăm? Unde ne aflăm? Sunt iarba. Lăsați-mă să lucrez. Sunt iarba. Lăsați-mă să lucrez. Numai aceea ce iubești cu adevărat rămâne. Restul e zgură. Numai aceea ce iubești cu adevărat nu-ți va fi răpit. Numai aceea ce iubești cu adevărat e moștenirea al cărei univers e lumea mea. Sau lumea lor. Sau lumea nimănui. Văzul a fost la început, apoi un Eliseu palpabil, deși se află în satanice încăperi, a ceea ce iubești cu adevărat e singura ta moștenire. S-a vorbit despre multiplele sensuri ale spectacolului în pictura Margaretei Sterian. Sensuri care alunecă din aceste chipuri stranii, cu anume savoare orientală și iz arhaic, ce dau adâncime și încărcătură mitologică imaginii. Exotismul unui orient din totdeauna, înțeles ca o țară din totdeauna a poeziei. Folclorică la Margareta Sterian este întâlnirea cu unele stări sufletești, cu unele atitudini în care artista proclamă libertatea visului. Sub semnul sărbătorilor populare de tipul carnavalului, își plasează Margareta Sterian un amplu ciclu de lucrări inspirate de ceremoniile anuale cu măști de la Brănești. E greu de descris măștile de la Brănești,
mărturisește Margareta Sterian. Eu am încercat să le pictez în varietatea sa, dar chipul e Pan însuși, cu toiag înalt și imensă chivără, împodobită cu oglinjoare. Uneori am văzut și câte un chip singuratic, izolându-se în misterul pe care propria-i fervoare o conferă rolului său. Am transfigurat chipurile întâlnite sub rigiditatea măștii, le-am dat roluri pe care multitudinea aspectelor tradiționale și fantezia oamenilor mi le-au pus la îndemână. Din carnavalești cortegi, sub inexorabilele comandamente ale vieții, am intuit acceptarea și sfidarea lor prin joc și murmur, prin gâlceavă și muțenie, și m-am legat să fac să transpară copleșitoarea însemnătate a chipului, zeu sau imperator, cu heteroclită suită care îl înconjoară, îl urmează, îl ocolește, se teme sau râde de el. Cred că o dramă shakespeariană nu cuprinde mai mult gând sau desfășurare de stări decât, o dată pe an, o anumită zi de iarnă agonizând sub cețurile ușoare de la Brănești. Ușa dinspre strada casei avea un clopoțel cu arc. Sună într-una. De cum atingea cineva clanța până-i dădea drumul. Iar seara era barată cu un zăvor puternic, pe când ușa din dos rămânea dată de perete, uneori și toată noaptea. Atunci când bunica, frântă de oboseala vreunui sor, adormea cu acul în mână. Când auzeam clopoțelul, dam fuga să mă uit pe geamul ușii. Și dacă era nebuna, îi deschideam numai decât. Bunica să-i șoptesc cine a venit. E nebuna. Apoi mă întorceam repede, îmi luam scăunelul și mă instalam să o admir în voie pe frumoasa noastră vizitatoare, zâmbindu-i ușor și spunându-mi că poate nici nu e nebună. Până intra și bunica, potrivindu-și șorțul, netezindu-și părul cu mâna și urându-i cu blândețe bun venit în casa ei. Dar surâsul pe care tânăra fată îl avusese la venire se ștergea curând, ca și cum scopul vizitei sale nu i-ar fi îngăduit să-și piardă timpul cu vane politeți, ca și cum ar fi fost mânată de o grabă înfrigurată și dintre toate timpul i-ar fi lipsit cel mai mult. Fața ei se lumina și se întuneca alternativ într-un ritm chinuitor. Da, a fost înșelată, dar de aici înainte ea va fi aceea care va înșela. Numai bunica știa cum să o ia. Da,
răspândind cu un aer detașat lumina și umbra de pe chipul ei. Da, 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 da. Era una din acele tinere fete al cărei logodnic emigrase în America îmbogățirilor fabuloase. Una din acele tinere fete încrezătoare ce avea să-și urmeze cândva acolo alesul, atunci când el își va fi croit un drum. Însă ea n-a putut să aștepte până la capăt și înfruntând toate împotrivirile, economisind fie ce bani, a socotit că sprijinul cel mai de preț ce-i putea da era să se ducă ea la el. Dar era tânără și putea munci cot la cot. Șocul regăsirii iubitului, căsătorit și având copii cu alta, i-a tulburat mințile. Abia și-a putut aduna puterile cât să mai facă drumul întoarcerii. Și odată acasă s-a prăbușit. Am venit doar să-mi văd mătușile și să le spun și lor. Își mai aducea bine aminte ce-ar fi vrut să spună. Dar în curând voi pleca înapoi tot cu rochia asta care îmi stă atât de bine. Numai de nu s-ar păta. De asta dată aurul îmi va aluneca printre degete. Uite așa. Când începea să se agite, ca și când ar fi vrut să întreprindă ceva, bunica o întrerupea cu blândețe. Mătușile, ce or să spun? Or să te lasă să pleci? Nu. Nu mă mai las. Și își aducea aminte de ele, care o așteptau acasă. Atunci bravada ei făcea loc unui profund de descurajări și umilințe. Vizitele pe care ni le făcea învesmântată în minunată roche de mireasă nu erau decât chinuitoare evadări în neîmplinitul ei vis. Despre un vis. Aș vrea să scriu despre un vis. Nu mai faptele să aplece balanța. Se vor fi petrecut altădată, de mult, nici când. Să scriu despre un vis, chiar dacă nimic n-a fost așa. Numai timpul grăbit se cernea la oaltă cu inima. Să scriu despre un vis cu zile arse ce-n jurui plutesc. Despre ape și culmi să scriu. De ele vreau să-mi amintesc.